treci la partea festivă, aici în sala primăriei se obișnuiește de a se face această masă rotundă. Anul acesta așa a fost voia lui Dumnezeu, că prin unele discuții, până la urmă s-a ajuns ca tematica noastră de discuție să fie următoare. Sfinții martiri brâncoveni, model de jertfă pentru neam și credință. Cred că este o continuitate la sărbătoare care noi am început-o la Biserica Sfântului Nicolae de la noi din sat. O sărbătoare care pentru prima dată și-a luat avânt, pentru că aici la noi în Basarabia, practic, acești martiri nu au fost atât de cunoscuți, cred că pentru majoritatea dintre noi, chiar și pentru noi preoții, cu toate că în instituția teologică la istoria Bisericii Ortodoxe Române am făcut un studiu așa câtuși de mic, totuși cei ce ține de multe evenimente și alte momente din viață și activitatea lor, noi nu le cunoaștem. Cei ce ține chiar nici în școală nu am trecut și nici generațiile dumneavoastră. Și dacă zicem că este o masă rotundă, cred că ar fi foarte bine ca noi să fim cu toții activi în această discuție, ca să vină sfaturi și de acolo, și de aici încolo, unii altora, ca în felul acesta să ne împărtășim și să ne îmbogățim unii cu alții. Și în felul acesta să ne ducem la partea cealaltă cu inimile împlinite. Doamna Maria, dacă noastră... Da, Părinte, zic eu, fie într-un ceas bun, Dumnezeu să ne ajute, este o lecție extraordinară, așa cum ați spus dumneavoastră, într-adevăr, nu am avut parte în istorie, așa și eu la limba și literatura română, atunci când predau această disciplină, mai puțin am avut texte, să zic, să fiu sinceră, unde am putut, așa ca să vorbesc despre Sfinții Martiri Brâncoveni. Permisiunea noastră pentru start, domn primar. Părinte, eu însă și eu mulțumim că am fost prezent la slujba la biserică. Am văzut pentru prima dată așa o organizare și cu oaspeții a fost o măsură foarte organizată. Vă mulțumim de suflet și sper că pe viitor, împreună, câte greutăți vor fi, dacă o să fim uniți, o să mergem, o să ne reușim toate greutăți și toate probleme. Dragii noștri, pentru ca să fie discuția noastră mai bogată, invităm pe doamna Maria ca să facă o introducere în discuția noastră cu un scurt istoric perioada brâncoveniană. Și Constantin Brâncovean devine domnitor al Țării Românești către anul 1688 până în anul 1714. Este urmașul lui Șerban Cantacuzino, mânuia său. De pe linia maternă, maica sa Stanca Cantacuzino este soră cu frate cu domnitorul Țării Românești. Respectiv a fost susținut la tronul Țării Românești către alți doi unchi al săi, Constantin și Mihai. Însă și perioada de activitate lui Constantin Brâncoveanu a fost o perioadă în care s-a străduit să mențină independența Țării Românești. În această perioadă, Nicolae Iorga o caracteriza o perioadă de politică, de cumpătare, dar practică, prin puțin strălucitoare, dar foarte folositoare pentru menținerea acestei independențe. Care erau prerogativele lui Constantin Brâncoveanu? El și-a propus inițial să întărească autoritatea domnii, să revizuiască sistemul fiscal de colectare a impozitelor, pentru că vă dați seama o țară care era sub suzerenitate otomană, trebuia să-i se achite anumite dăși și impozitelor. Constantin Brâncoveanu, cu aceste, fiind numit și aurbei, datorită faptului că el avea tactica sa, politica sa a mungilor de aur, atunci când undeva relațiile se încordau, respectiv mergea cu aceste pungi de aur și liniștea spiritul de la Constantinopol și a treia direcția politică era să mențină relații prietenoase cu ceilalți țări românești, Moldova și Transilvania. Chiar dacă încă suntem sceptici și puțini dintre noi din țara asta, pot să afirme cu demnitate că da, vorbim limba română și nu există în istoria omenirii limba moldovenească, totuși țara noastră, Basarabia, Republica Moldova, rămâne parte din România Mare și rămâne o țară care a demonstrat că se poate lupta pentru păstrarea anumitor tradiții și valori și păstrarea culturii pentru care Constantin Brâncoveanu a luptat și în cele de urmă a murit. În numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, amin.
numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului. Aflând Dumnezeu de ani în subordinea Imperiului Sovietic, istoria română ne-a rămas într-o parte. Ne-au tecluit, ne-au scris fel de fel de istorii, ne-au predat fel de fel de istorii sovietice, moldovenești și așa mai departe. Deci, prin așa sărbători, ca cum se petrec astăzi, ziua noastră, limba noastră cea română, prin așa sărbători, din an în an, noi vedem că în ultimii 4 ani se ridică încetul cu încetul cultura, graiul nostru românesc. Ne dispărțim cu greu de lingvismul acela pro-rus și mergem înspre România. Bine, stimați cetățeni a satului Costești, dragi prieteni, sigur că astăzi este o sărbătoare foarte mare pentru noi toți împreună, începând cu ziua de 27, ziua Independenței, Sfânta Marie, mai apoi limba noastră. Mâine este o altă zi pentru micuții noștri care pleacă la școală, pentru liceieni care își vor studia ultimul an în instituțiile de învățământ și vor pleca mai departe. Eu aș vrea din partea mea personal, din partea administrației publice locale, raionale, să vă doresc multă sănătate, bucurie, să aveți pace în suflet, liniște în casele dumneavoastră și dacă am sărbătorit ziua Independenței, vreau să vă dau un mesaj. Ca să fiți independenți, dar să fiți dependenți de această țară și de acest grai, de această limbă română care o vorbim. Un cuvânt de felicitare, doamna Ramona, oaspete din România. Domnule primar, domnule vicepreședinte, dragi prieteni, dragi frați, nu știu cum să mă adresez așa ca să fiu mai aproape de dumneavoastră, pentru că, așa cum spuneam și mai devreme la o altă întâlnire, eu mă aflu pentru prima oară în Republica Moldova și mărturisesc că din momentul în care am trecut granița am rămas extrem de impresionată de frumusețea acestui ținut, un ținut frumos, plin de istorie și binecuvântat de Dumnezeu. Ceea ce pot să aș vrea să vă transmit din partea noastră este că noi vă așteptăm cu brațele deschise. Așa cum ați spus că veți să vă orientați, să veniți pe România, veniți fraților, că noi o să vă primim cu brațele deschise, pentru că deși ne desparte o graniță, mai mult sau mai puțin naturală, noi suntem alături de dumneavoastră în suflet și în simțire. Limba noastră, cea care ne unește și cea pe care o sărbătorim astăzi, este cea care reprezintă unitatea noastră, este chintesența, este valoarea unui popor, este ceea ce ne definește, este ceea ce ne unește, ea nu trebuie să ne despartă. Eu vreau să nu abuzez de nici de răbdarea și nici de timpul dumneavoastră, însă aș vrea să vă felicit pentru tot ceea ce faceți, pentru românismul de care dați dovadă, pentru patriotismul de care dați dovadă și pentru tot ceea ce faceți dumneavoastră atunci când ne sărbătoriți martirii români, pentru că sunt și martirii dumneavoastră, nu sunt numai noștri. Vreau să vă felicit pentru că sfinții dumneavoastră sunt și ai noștri și ai noștri și ai dumneavoastră. Copiii dumneavoastră sunt atât de frumoși și cred că de-abia așteaptă la mine să înceapă școala. Și eu vreau să le mulțumesc din partea noastră, celor de pe dincolo de Prut, că mamele lor învață încă limba română, ceea ce este un mare câștig și pentru noi și pentru dumneavoastră, pentru că ei trebuie să știe că dincolo de Prut sau Prut nu este o graniță, ci dincolo îi așteaptă frații lor, cei care întotdeauna îi vor aștepta cu brațele deschise, întotdeauna vor dori să fie alături de ei, întotdeauna vor dori să învețe, să se distreze, să facă tot ceea ce își doresc, așa să fac oamenii cu același sânge și cu aceeași simțire. Eu vă felicit încă o dată pentru toate activitățile, la mulți ani aceste zile. Îmi pare rău că n-am venit și pe 27 să vă spun la mulți ani, dar o să spun așa, după ce s-a întâmplat, poate și că niciodată nu este prea târziu să spun lucru, important este să-l spui. Eu vreau să vă spun la mulți ani pentru Ziua Națională, vreau să vă spun la mulți ani pentru această zi minunată și să vă mulțumesc că dumneavoastră aici, într-o țară micuță și atât de frumoasă, păstrați fie flacăra identității noastre, păstrați tradițiile, păstrați obiceiurile, așa cum noi, dincolo de Prut, câteodată
asta zicem că nu le păstrăm atât de bine, pentru că peste noi venim mai devreme globalizarea, peste dumneavoastră, eu știu, să nu simțiți niciodată, eu știu, efectele acestea și să vă păstrați sentimentul național așa cum l-am întâlnit ieri, așa cum mai ales l-am întâlnit astăzi și mă uit așa în jurul meu și văd atâția oameni tineri și inimoși care eu cred că această sărbătoare reprezintă și că își doresc să fie aici. Este foarte important. Încă o dată vă fericit și mulțumesc frumos că m-ați primit în mijlocul dumneavoastră. Limba noastră, cea română, va sta în capul mesii. Nu va fi umilită la 25 de ani de la decretarea limbii române de stat și la trecerea de alfabetul latin. Din păcate, ea nu este încă acasă, este pe drum. Dacă ar fi să depindă de mine, eu aș face din Costești capitala Republicii Moldova, așa? Atunci aș fi sigur că toate lucrurile ar fi puse la locul lor. Eu sunt la Costești, la sărbătoarea limba noastră, cea română, a 25-a oară. Dumneavoastră faceți de 25 de ani, în fiecare an, sărbătoarea aceasta care este foarte frumoasă. Aș vrea să-i mulțumesc lui Tudor Grigoriță, președintele filialei Forului Democrat a Românilor din Moldova, care acum este și șeful culturii de raionul Ieloveni, pentru că are atâta suflet. Aș vrea să mulțumesc haiducilor dumneavoastră. Ia uitați-vă ce bărbați extraordinari, să aplaudăm pentru ei. Aș vrea să vă mulțumesc dumneavoastră, pentru că atunci când erau marile adunări naționale la Chișinău, veneați aproape cu mic, cu mare, veneați la Chișinău să participăm împreună câți kilometri? 11 kilometri, mi se pare. 20. 22 de kilometri. Veneați pe jos ca să fiți împreună cu scriitorii, ca să fiți împreună cu cei care cereau dreptul nostru la limbă și alfabet. Vreau să vă mulțumesc de asemenea că prima localitate unde a fost arborat tricolorul, a fost Costești, aici s-a arborat tricolorul.